Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Flora Ordean, recent colaborator al studioului de televiziune CNS, cel mai vechi studio din România. Iată-ne la pragul dintre 2 ani cu un oaspete deosebit în studioul nostru. Este vorba de domnul doctor Ieșanu, președintele Camerei Federative a Medicilor, una dintre cele mai cunoscute organizații sindicale ale medicilor din România, care a venit la Roma la invitația doamnei Gabriela Popovici, președinta Sindicatului Medicilor din Spitalul Roman, cu ocazia petrecerii unui micro-rebelion. Bună ziua, bine ați venit la Roman. Vreau să salut și sper telespectatorii acestei emisiuni. Am venit la Roman cu ocazia, în primul rând, a începerii negocierilor contractului colectiv de muncă între angajații spitalului și angajatorul, care este Ministerul Sănătății și Spitalul Municipal Roman, în primul rând pentru asta, și cu ocazia și a micro-rebelionului care s-a nimerit a fi în perioada asta, deci am venit de fapt să lucrăm cu Gabi, s-a nimerit că am fost și la o festivitate. Încă o dată vreau să salut telespectatorii și să vă spun că vin cu drag în Roman, de câte ori am ocazia și de câte ori sunt invitat la emisiune, vin cu drag și la emisiunea dumneavoastră. Domnul doctor, v-aș ruga să discutăm atât cât se poate în spațiul acestei emisiuni de doar jumătate de oră. Înainte am stabilit o mulțime de ore, va trebui să le punctăm telegrafic pe toate. Care sunt principalele hibe ale sistemului medical român, despre care am putea vorbi ore în șir, dar iată că suntem limitați de 30 de minute. Sistemul sanitar românesc ne mulțumește atât beneficiarii, care sunt pacienții sau asigurații, cât și furnizorii de servicii sau profesioniștii, adică medicii și asistenții. La ora actuală, sistemul ne mulțumește pe toată lumea. Sistemul este într-o reformă continuă, așa cum ați spus și dumneavoastră de la bun început, din păcate, de atâția ani. Sistemul ne mulțumește atât ca și performanță, cât și salarizare. Într-una, cineva, cel care vine la putere, ne propune o reformă, într-una se schimbă ceva, se șterg reformele dinainte, suntem într-o perpetuă mișcare și o perpetuă reorganizare, însă, din păcate, rezultatele sunt proaste, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Domnule doctor, vreau să fac referire la un recent document apărut la nivelul Uniunii Europene, este vorba, suntem la ora bilanțului în 2017, este vorba de acel raport al stării de sănătate a națiunilor europene, unde România, din păcate, ca de obicei, în coada. Avem câteva puncte acolo negre, într-adevăr, care ne plasează în coada clasamentului, nu chiar pe ultimul loc, dar pe penultimul. Noi, ca și după noi, cine mai e? La unele puncte stă Bulgaria, la altele puncte avem câteva țări baltice, dar cam pe acolo suntem, țările din fostul lagăr socialist, suntem în coada clasamentului, în special. Avem o mortalitate infantilă îngrijorătoare, extrem de mare. Și o să vorbim și cauzele acestei. Ăsta este unul din puncte cu care ne luptăm și nu prea reușim. Avem foarte multă tuberculoză. Spre exemplu, pot să vă spun că Slovenia are tuberculoză zero. Imaginați-vă o țară ca Slovenia care nu are deloc tuberculoză. Și noi depistăm 2 cazuri de tuberculoză, adică un caz la 2 ore. În 2 ceasuri, în România, dacă luăm numărul pacienților depistați, avem un pacient nou la 2 ceasuri. Deci avem niște puncte acolo vulnerabile, cu care nu putem face nimic, ca și pe minimă miră lucrul ăsta, dar în fine, noi suntem o federație, ca să le spun, să le amintesc telespectatorilor, sunt președinte a Camerei Federative, afiliată la CNS, Cartela Alfa, cea mai mare confederație sindicală condusă de Bogdan Hoțu, dar suntem afiliați și la Federația Europeană a Medicilor Salariați, ne întâlnim o dată la 6 luni cu medicii din toate țările europene și de a știm această statistică, discutăm această statistică, noi suntem organizații sindicale, ne ocupăm cu drepturile membrilor noștri, nu putem avea pârghii directe, suntem absolut apolitici, n-am fost niciodată afiliați cu niciun partid politic, nici de dreapta, nici de stânga, asta ne permite să ne spunem părerile deschis, nu suntem nici plătiți din partea sindicală, noi nu suntem rupți din producție, noi, eu merg la servicii în fiecare zi, trăiesc din relația cu pacienții mei, nu din activitatea sindicală, noi nu avem indemnizație și atunci ne permitem să spunem deschis
deschis pe nume, indiferent că cei de stânga la putere sau cei de dreapta la putere, fără să jignim pe cineva, dar încercând să subliniem niște puncte. Într-adevăr, România nu reușește să rezolve niște probleme de ani de zile. Eu, dacă eram ministru, adunam pe toți specialiștii în TBC într-o cameră și le spuneam, vă duceți în Slovenia și veniți în 2 luni de zile și îmi spuneți cum a reușit aia. Vă duceți în Franța și îmi spuneți cum s-a reușit acolo în 2 săptămâni rezolvarea mortalității infantile, că avem destui profesori conferențiani cardio-universitare. Noi stăm și ne plângem, domnule, avem probleme, nu le putem rezolva. Nu se poate așa, până cauza, când, în fine, nu sunt probleme sindicale, dar în fine. Cauza mortalității, acestei mortalități infantile foarte grave în România o constituie așa cum se știe nașterile premature. Sunt mai multe cauze. Sunt mai multe cauze. Acum este un scandal la Iași, de exemplu, la maternitate. Au murit un număr de bebeluși, s-a făcut o cercetare, s-a găsit o infecție, dar infecția aia n-a venit din spital. Dar de unde a venit infecția aia? Că au dus-o niște părinți de afară. Păstați un pic, faceți niște circuite să nu ajungă părinții aia acolo. Pentru ce investim atâția bani în sistemul sanitar? Bun, încă o dată zic, astea sunt probleme administrative. Noi, ca și membri de sindicat și membri, ne ocupăm de drepturile medicilor. Recent în România a fost Institutul ASPA, al cărui președinte este fostul ministru de externe Mircea Joana, a organizat o reuniune internațională în care a realizat punctual toate aceste hibe ale sistemului sanitar românesc și se spune că la noi se vorbește totdeauna de de boală și nu de prevenție. Este principala hibă. Este una dintre hibe. Noi am încercat să investim în prevenție, înființând instituția medicului de familie. Am făcut-o asta acum vreo 15 ani. Avem 12.000 de medici de familie. Dacă deschideți televizoarele sau presa, vedeți că este un scandal imens. Medicii de familie nu acceptă contractele propuse de Ministerul Sănătății pentru că cer și ei să nu fie atâta birocrație. Calculatoarele alea să fie chiar calculatoare, adică să nu trebuie să scrii în 4-5 locuri, stă pacientul, te așteaptă jumătate de oră până scrii, după care sistemul se blochează și tu ții pacienții la ușă. Au colegii perfectă dreptate. Deci vorbim despre prevenție, dar atunci când trebuie să o implementăm, avem probleme foarte mari. Și alocația insuficientă. Ei spuneau că față de anul trecut au primit 5,7%, acum au 5,8%, un procent nu acoperă niciodată inflației. La nivel global, când tu înființezi o instituție a medicinei de familie, tot trebuie să schimbi filozofia sistemului. Practic, din toți banii care ai, o parte mai mare să fie alocată medicinii primare și de ambulator. Practic, a trebuit marea majoritate a pacienților să treacă printr-un filtru înainte de a ajunge la spital. Acel filtru să fie, sau cum zic americanii, gatekeeper, portar. El trebuie să selecteze o mare număr de pacienți care se poate rezolva medicul de familie, ambulatorul și la spital să ajungă pacienții cei mai gravi. Din păcate, filozofia sistemului nu s-a schimbat. Noi am înființat o instituție de medicină de familie, în schimb banii merg la fel. Marea majoritate merge la spitale. La spitale e buluc. Când vii dimineața la spital, e nebunie. Așa ceva nu a fost niciodată. Sute de oameni în spital. Suntem în nebunie, suntem speriați. Domnule, așa ceva nu a mai fost. Avem medici de familie, avem ambulator. Și îmi spune pacientul, zice, voi mă trimiteți la ambulator. Zic, da. Dar știți că la ambulator nu sunt fonduri pentru analize. Cum să mă duc eu la ambulator, că ei îmi spun, vine peste o lună să-ți luăm analizele. Păi eu acum mai zbolnav. Nu numai atât, domnule doctor. Eu cunosc foarte bine domeniul acesta și haideți să vă spun că la întâlnirea pe care medicii de familie o au cu autoritățile locale, se plâng că ei sunt dezarmați în fața pacienților pentru că au un stetoscop și cel mult un tensiometru. Trebuie făcute investiții. Am vorbit despre asta. Trebuie schimbată filozofia. Domnule, vreau mai multă prevenție din partea asta mare de bani. Eu dacă am un apartament și am o sumă de bani, dar știu că bucătăria e primul lucru care trebuie să-l fac. Iau mai mulți bani din banii familiei și îmi fac bucătărie. Așa și aici. Iau mai mulți bani din banii sistemului și investesc în medicina primară și medicina de ambulator. Acolo trebuie să fie laboratoare, acolo trebuie să fie tomograf, acolo trebuie să fie EKG și așa mai departe. Eu trebuie să ajung la spital cu toate analizele făcute la zi, nu peste o lună, acum când ești bolnav, atunci când sunt într-o stare gravă, spitalul chiar să-mi ofere serviciile pentru starea mea gravă, nu pentru orice durere de măsele. Tusă sau durere de măsele, eu trebuie să ocup, ca să nu vă mai spun că avem o legislație absolut aberantă. Eu ca să mă pensionez trebuie să aduc o confirmare că am fost internat o săptămână în spital. Adică e plin spitalul de așa numitele pensionite. Ocupăm paturile bolnavilor grave pentru că așa e legislația. Oamenii nu vin. Eu niciodată nu dau vina pe pacient, să știți. Sistemul este de vină. Oamenii vin la spital pentru că așa le cere sistemul. Mi-aduci mie o internare și stau 7 zile. Nu reușim să le explicăm la colegii din străinătate lucrurile astea, aberațiile astea, dar nici nu reușim să le schimbăm pentru că așa este legislația.
M-ați adus la următoarea mea întrebare, care se referă la această perpetuă schimbare a sistemului și la lipsa unei legi sanitare coerente. Da. De-abia acum s-a elaborat o lege a vaccinării, care nici ea nu este așa cum și-a dorit. Nici nu știu dacă a fost promulgată legea 95, sau nu. Legea exercitării profesiei de medic a fost modificată de atâtea ori încât în conformitate cu legislația trebuia să fie schimbată. Ei, pentru a nu fi schimbată, a fost republicată. Deci avem atâtea modificări la lege, pentru că este atât de imperfectă, încât în continuu se găsesc, apar niște hibe, niște goluri, a fost prost făcută, îmi pare rău dacă se supără cineva, a fost prost făcută de la bun început. Și acum avem proiectul modificării legii pe site-ul Ministerului Sănătății, care nu schimbă nimic. Avem niște probleme în acea lege strigătoare la cer. Nu le putem explica nimănui. Vă dau un exemplu foarte simplu. Malpraxisul. Noi suntem obligați să ne asigurăm pentru malpraxis la o firmă de asigurări, personal, individual. Eu, ca medic care lucrez la un spital public. Este o aberație internațională. Am făcut o statistică. Noi, ca federație, și am prezentat-o la, m-a fost invitat de colegiul medicilor, inclusiv în Piatra Neamț și în Cluj. Toate țările europene asigură tot spitalul. Asigurarea este colectivă din banii publici, adică pacientul când vine la spital știe că dacă îi se întâmplă ceva, el își primește banii de la spital ca și la asigurare de mașină. La noi te obligă... Niciodată un pacient n-a primit în România... Ați văzut? Pentru că la noi te obligă să te asiguri personal, individual. Este o aberație. Spitalul oferă servicii, nu eu, și că nu-i cabinetul meu și al lui tata. Este o instituție publică. Acea instituție publică trebuie să-i asigure calitatea pacientului, dar și niște despăgubiri. Așa se întâmplă în toate țările europene. Asigurările de malpraxis în toată Europa sunt plătite din bani publici. Asta este o problemă din legea sănătății și nu putem modifica orice am face. O să mergem la comisiile de sănătate a Camerei Deputaților și a Senatului, avem invitații, am pregătit iarăși același material, o să-l prezentăm până când o să rezolvăm această problemă. Mai avem o problemă foarte mare cu legea salarizării, proaspătă legea salarizării. Nu poate fi aplicată. Nu poate fi aplicată. Ea când a fost propusă, s-a vorbit foarte mult despre doctori. Domnule, trebuie să le dăm la doctor salarii. Și la 1 iunie au primit creștere salariale. Toate categoriile, poliția, armata, nu știu cine, pentru doctori s-a amânat până la 1 ianuarie 2018. Am ajuns în toamnă, ne s-a spus că nici de la 1 ianuarie 2018 medicii nu pot primi creșteri salariale și s-a amânat până la 1 martie 2018. Deci avem o lege în care țara se golește. Avem o lege care a fost deja de două ori amânată și noi am pățit lucrul ăsta în anul 2010 cu Băsescu și cu guvernul Boc, când s-a făcut legea salarizării 284/2010, în care toată lumea și-a luat salariile, pentru medici n-a mai fost bani. Deci noi am rămas la salariile din 2009 și atunci. Nu spune nimeni despre lucrul ăsta. Sănătatea n-a primit niciun ban. Acum la fel. De două ori am fost amânați, avem promisiuni de dublare a salariului, dar de la 1 martie, lucru care trebuia să se întâmple la 1 iunie. Timp în care țara se golește de medici. Exodul este imens. Avem și o statistică referitor la exodul medicilor, pentru că suntem țările care suntem donatori de medici. Am umplut Europa de medici, avem o școală foarte bună românească, trebuie să o spunem ori de câte ori e ocazia. Nu s-a plâns nimeni, am vorbit cu colegii din Franța, din Portugalia, de peste tot unde merg medici. Deci avem o școală foarte bună, numai că ei zic, domnule, dar voi, pregătind atât de mulți medici, de ce nu vi țineți în țară, că ei ne ocupă locurile noastre, veniți băieți foarte bine pregătiți, dar la salarii foarte bune, de ce nu vi țineți acolo? Și asta e o mare întrebare. Pleacă colegii cu o viteză inimaginabilă. Copiii se duc la facultate cu scopul de a merge în Franța, nu de a-și exercita profesia. Eu așa ceva n-am văzut. Eu am făcut medicina ca să ajut oamenii aici în țară. Astăzi nici nu vor să vorbească. Și e și păcat să-i ținem, nu vă supărați la salariile astea. V-am spus tocmai că salarizarea a fost amânată de două ori. Domnule doctor, vreau să mai punctăm un lucru. Iată că ne aflăm la sfârșitul acestui an, când ne-a fost dat din nou să asistăm la o nouă aberație a sistemului. Deci, sistemul sanitar din România este o surțocămilă. El este considerat a fi sistem de stat, deși el funcționează pe banii noștri privați ai cetățenilor. Și atunci se aplică, când este vorba de restricții, se aplică sistemului acesta funcționăresc. De ce spun acesta? Știți că guvernul Tudose reia aberația sistemului Boc de a blocare a angajărilor în sistemul sanitar. Îmi spunea că s-au anulat concursurile. Dacă pe vremea lui Boc pentru a angaja o persoană trebuia să dai afară 7 oameni, așa era. Acum pentru a angaja o persoană trebuie să dai afară 2. Deci posturile sunt blocate pentru că s-au promis
promis, repet, s-au promis, nu s-au plătit salarii duble la medici de la 1 martie, măcar că trebuia să fie mai înainte, și practic salariile sunt atât de mari încât dacă te mai întinzi și cu angajările, n-ai de unde plăti. Ei au intrat într-o capcană, în loc să crească salariile medicilor progresiv, așa cum au crescut la toate celelalte categorii. Noi am fost ținuți, repet, la salariile din 2009 și acum sunt nevoiți să le dubleze cu o viteză mare, dar asta înseamnă un efort financiar imens. Dacă mai dau drumul și la angajări, fiindcă sistemul are nevoie de angajări, avem spitale fără medici, avem lipsă de asistenți, avem lipsă de personal TESA în toată țara. Pot să vă dau exemplu spitalului din Tulcea, în care secția de pediatrie nu are niciun medic. Toți copiii de ani de zile, nu de acum. Toți copiii sunt transferați la Constanța. Pot să vă dau exemplu spitalului din Călărașă, unde anesteziștii care oferă servicii spitalului sunt niște bulgari, doi bulgari veniți din Rusia, de peste Dunăre, au învățat română, lucrează foarte bine, dar am ajuns să importăm, ca să nu mă vorbesc de basarabeni, care nu există spital în România fără basarabeni. Da. Noroc că învață în limba română și că îi putem angaja. Altfel ar trebui să aducem chinezi, bănuiesc. Domnul doctor, percepția publică despre sistem dezastroasă. Din păcate, percepția are la bază niște lucruri obiective. Producția. Niciodată n-am dat vina pe oameni că nu înțeleg sau că au o percepție proastă. Sistemul nu le oferă nimic. Sistemul le ia banii, pentru că noi întâi plătim asigurările și apoi ne luăm salariile, ne ia banii înainte de a ne da salariul și după aia când te îmbolnăvești, sistemul zice, dar eu n-am aia. Astea nu sunt asigurări, îmi pare foarte rău. Asigurările trebuiau să înceapă de la un contract direct între fiecare cetățean și sistemul de asigurări. Noi trebuia să avem o poliță de asigurare. Aveți dumneavoastră o poliță de asigurare? Nu. În care să fie scris, am dreptul la aia. N-am dreptul la aia. Și atunci când nu mi se oferă, îi dau în judecată. Noi dăm banii la stat, adică statul ne ia, dar nu avem niciun document care să ne spună ce putem primi și ce nu putem primi. Doi la mână. Dacă până acum băieții care plecau în străinătate, colegii noștri, când facem statistici la nivel european, după cum v-am spus, ne cere Federația Europeană, invocau salarizarea, acum invocă salarizarea proastă și corupția din sistem. Corupția din sistem este la un nivel inimaginabil. Băieții au, colegii au dreptate. N-ai nicio șansă de creștere, n-ai nicio perspectivă de angajare. Poți fi mai bun decât toți colegii. Dacă este cineva dintr-o familie mai bună sau mai înstărită, n-ai nicio șansă în fața acelui coleg. Corupția, din păcate, își spune cuvântul și oamenii au dreptate cu percepția. Îmi pare foarte rău și cazurile din presă, dacă vă uitați... Pornim de la cazurile corupției. Hexifarma, nu și-ar fi imaginat nimeni. Hexifarma este un caz absolut extraordinar. Este un atac la, nu știu, la siguranța națională. Nu vă supărați, avem 400 de spitale în țara asta. Să oferi tu soluții de dezinfectanți care conțin apă chioară, este o crimă. Este ceva inimaginabil. Deci, nu, încă o dată vă spun, noi odată la 6 luni ne întâlnim cu colegii din străinătate. Nu știm cum să le explicăm că e posibil așa ceva. Dar gândiți-vă că raportăm infecții nosocomiale zero. Zero. Dacă eu ca stat, raportez infecții nosocomiale zero și toată Europa raportează până la 10%, înseamnă că eu ascund ceva. Înseamnă că tot sistemul ăsta așa e făcut ca să nu știm ce se întâmplă în realitate cu spitalele noastre, cu starea noastră de sănătate. Este vorba de o folosire ineficientă a resurselor existente și așa puține. Este vorba nu numai despre asta, despre faptul nici nu avem curajul să recunoaștem că avem infecții nosocomiale. N-avem curajul, raportăm zero, nu există așa ceva statistic. Matematica ne contrazice. Noi insistăm, domnule, n-avem infecții nosocomiale. Când mor bebelușii, au murit că s-au născut. Nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva. Domnule doctor, veniți din inima Ardealului și iată că sistemul este iar zguduit de un nou scandal. Vorbim de scandalul de la Târgu Mureș cu doctorul, din păcate, Romaș Handel, nostru doctorul... Nu de la Târgu Mureș, de la Cluj. De la Cluj. Vă referiți la profesorul Lucan. Profesor Lucan, Romaș Handel al nostru, din păcate. Profesorul Lucan este un profesionist excepțional. A făcut primul transplant renal din Cluj, dar se pare că, din punct de vedere administrativ, a transformat instituția în care lucra, așa spune presa, încă nu așa spune DNA-ul, nu presa. Încă nu este o sentință definitivă. A transformat instituția, a căpușat-o pur și simplu și a făcut o clinică privată undeva în apropiere, opera pacienții acolo, îi transfera la stat. Paguba este de 1 milion de euro, practic banii care i-a câștigat privatul i-a pierdut statul și din ce știm acum este acuzat, să ne înțelegem, este acuzat că nu avem o sentință definitivă de delapidare și de organizare de unui grup
criminal, infracțional cu fiul sau cu directorul spitalului, cu contabilul și așa mai departe. Transferare de aparatură și așa puțin. Dacă luăm de bune, dar încă o dată trebuie să existe prezumție de nevinovăție, să nu ne grăbim, a fost ridicat, a fost dus, acum este sub control judiciar. Se presupune că a adus un prejudiciu foarte mare, este un caz tipic de corupție. Gândiți-vă că toți ceilalți colegi n-au avut nicio șansă. Acum dau relații colegii de acolo, spuneau că nu putea... E mic copil, doctor, de la București, cum îi spune celui de la București? Pediatru ăla care... Da. Profesorul... Acum mă gândeam, imediat o să-mi vină. Nu-i vorba că e mic copil. Tot sistemul, tocmai v-am spus, dacă ești dintr-o familie mai bună sau mai înstărită, tu ai tot timpul avantaj în fața celorlalți. Ori noi facem o facultate extrem de grea, cu o responsabilitate extrem de mare și atunci când treci prin atâtea lipsuri, sper să ai și tu o șansă, dacă ai învățat mai bine, să ajungi mai în față ca să oferi servicii mai bune, mai de calitate, poate într-un spital mai mare. Corupția îți taie toate aceste posibilități. Și colegii încep să invoce corupția imediat după salarizare și au dreptate. Au dreptate. Corupția este destul de mare. Destul de mare și astea sunt cazuri reale. Așteptăm, de fapt, așteptăm sentința definitivă pentru că am mai avut și surprize. Aici intervine o nouă problemă, domnule doctor. Este vorba despre ceea ce ar trebui să reprezinte sistemul public românesc. Avem un chirurg de excepție, ca în cazul profesorului Can. Da. Ce faci? Îl bagi în zeghe la pușcărie sau îl lași să salveze vieți în continuare? Aici e marea dilema sistemului. Aici deja nu e sistemul ăsta, e dilema dicotului, pentru că, din punct de vedere, v-am spus, urologic, chirurgical, este un specialist de excepție, n-a contestat-o nimeni niciodată, însă, administrativ, a făcut, așa afirmă cel puțin presa, repet, până la ora actuală, a făcut niște abuzuri. Nu mă pot exprima, nu sunt specialist în clauzele penale. Institutul de transplant a ajuns să aibă datorii imense. Colegii de acolo au apelat la cetățeni să vină cu bani să-i ajute. Au ajuns un institut public să ceară pe Facebook cetățenilor să-i ajute fiindcă nu aveau bani de salarii. Nu se poate așa ceva. Vorbim despre o instituție extrem de importantă. Sunt oameni care stau ani de-a rândul la coadă la transplantul renal. Trebuie să-și găsească un renic, trebuie să fie compatibil, trebuie să fie adus în timp util. E o problemă imensă la nivel european. Noi am fost, de exemplu, în Olanda, este un spital imens, cât un orășel, cât jumate din România, imaginați-vă un oraș în care câteva secții se ocupă numai de transplant renal, fiindcă trebuie căutat în toată Europa, trebuie să fie compatibil, trebuie să fie extrem de transparent lucrul ăsta. Noi, din păcate, avem probleme inclusiv cu transparența. Administrativ s-a întâmplat că spitalul de urologie și transplant a ajuns într-o situație dezastruoasă și pe undeva zicem că până una alta este justificat. Bun, poate el salvat așa cum trebuie salvat și Institutul Cantacuzino, ca să ne întoarcem la vaccinuri și la dezastru acesta. Institutul Cantacuzino este extrem de important. Extrem de important. Am fost tot mafia din sistem la falimentat. Am fost o țară care produceam vaccin. Cele mai bune vaccini. Gândiți-vă că vaccinul este un lucru de siguranță națională. Nu știu dacă e bine că l-au transferat la Ministerul Apărării. Asta înseamnă că nu mai putem face ordine decât cu armata. Nu putem transfera tot sistemul sanitar la armată. Dar trebuia făcută ordine. Țara asta a făcut vaccin și trebuie să mai facă. Ar fi nevoie de niște administratori de bun simț, de curaj. Și de o subvenție, cum dai la atâtea lucruri subvenție la stat, nu poți subvenționa. Dar și acea subvenție urmărită să meargă unde trebuie. Da, păi aici. Domnule doctor, ultimele minute vă aparțin din emisiune și v-aș ruga să punctați tot ceea ce credeți că ar mai trebui discutat într-o un interviu despre sistemul de sănătate. Sistemul sanitar românesc public este un sistem fără de care noi nu putem exista. Dar e cam bolnăvior, ce facem ca să-l facem sănătos? Așa cum este, va trebui să tragem de el, va trebui să-l facem funcțional, pentru că fără el nu putem. Nu putem merge toți la privat, să ne înțelegem. Nu putem, nu ne ține buzunarul. Sistemul sanitar public ne oferă niște servicii de care populația are nevoie și trebuie să facem eforturi mari pentru a-l susține, indiferent cât ne-ar costa. Sănătatea este foarte scumpă, să ne înțelegem, trebuie făcute, cum ați spus și dumneavoastră, investiții.
Nu vom scăpa de lucrul ăsta. Asta trebuie să înțeleagă toți fondurile cei care, toți cei care vin la putere, indiferent de culoarea politică. Incapacitatea României de a accesa fonduri europene. De este de neînțeles. Timp vorbim este de neînțeles. Despre spitalele alea regionale. Am fost în Polonia. Ne-am întâlnit cu colegii din Cehia. Ne-am întâlnit din... Domnule, pe fonduri europene s-au reușit lucruri extrem de frumoase. Investiții în cabinetele de medicină primară, investiții în spitale. Noi ce așteptăm? De ce nu putem implementa acest lucru? Toată lumea poate. Nu mai vorbesc, e ca și la drumuri. Au polonezii niște drumuri făcute pe fonduri europene, noi nu suntem în stare să ne facem autostradă din Moldova până în Ardeal. Exact așa e și apropo, aici. Câte ori ați făcut de la... O, nu mă întrebați. Nu mă întrebați că e un dezastru cu accidente, cu semafoare, cu drumuri, cu reparații, cu munte, cu nu știu ce. E bine că am ajuns cu voia lui Dumnezeu. Și să vă întoarceți tot cu voia lui Dumnezeu. Să vă ajute. Să ne ajute Dumnezeu să vă audă. Nu știu de ce nu putem implementa fonduri europene. Ar fi o oportunitate extraordinară Birocrația care domnește și aici. Deci îți trebuie un hectar de documente. Mă tem că e mai mult decât birocrația, mă tem că e mai mult pentru că sunt și acuzații de dilapidare. Ați văzut, tocmai a înapoiat România 21 de milioane de euro dispăruți de la o firmă de, mă rog, în fine, nu vreau să intru în detalii, că v-am spus, noi nu avem culoare politică, așteptăm să-și spună cuvântul organele de drept. Nu știu de ce nu investim și v-am spus, v-am dat exemplu cu tuberculoza, vă dau un exemplu cu mortalitatea infantilă, cu hipertensiunea, dacă vreți, cu hepatită, avem o grămadă de probleme de sănătate. Nu mai vorbim oncologia. Oncologia este o mare problemă pentru că pacienții trebuie să aibă acces la tratamentul de chimioterapeutic și radioterapeutic la nivel de ambulator, nu să fie nebuluc toți la spital. Trebuie investit în lucrul ăsta. Asta este o problemă națională, avem un program național, asta înseamnă că este o prioritate, dar nu mai vorbim despre lucrul ăsta. Uitați-vă la medicamentele de oncologie, stau oamenii și se plâng toată ziua că trebuie să le aducă din străinătate, că nu există. Nu se poate așa ceva. Eu nu vreau să zic că un ministru sau altul trebuie dimis, dar trebuie să niște priorități. Eu nu văd să miște ceva. Numai promisiuni, indiferent, repede, de partidul de la guvernare. Bun, președintele pacienților, Asociația Pacienților, drepturilor pacienților, domnul Barbu, vorbea recent și despre faptul că așa cum ne pleacă medicii, încep să ne plece și pacienții și aici mai atingea o chestiune, scăderea demografică îngrijorătoare. Absolut corect. Deci vom rămâne și fără medici, dar și fără pacienți. Uitați-vă că nu mai avem pe cine angaja. Angajatorii care vin în România spun, domne, nu avem pe cine angaja, nu avem muncă. Criza forței de muncă. Calificată. Deci criză. Nu avem școli profesionale. Acolo unde s-au deschis școli profesionale, nu vor să vină cetățenii pentru că au ajutoare sociale, pentru că le este mai rentabil să stea acasă. Am ajuns la un recensământ să fim 16 milioane. Are perfectă dreptate. Și cu tendință de spre 14. Dacă până acum, până în 2020. Dacă până acum concetățenii noștri care plecau în Spania plecau cu ideea de a veni cu bani acasă și de a investi și a trimite la părinți, acum își cumpără case acolo sau la ei nu prea se cumpără case, stau în chirie acolo, își fac cariera acolo, își duc copiii la școală acolo. Asta este realitatea. Are dreptate și domnul Barbu și aveți și dumneavoastră dreptate. Deci lumea pleacă acolo unde este mai bine. S-au săturat oamenii să aștepte reforme interminabile. Lumea pleacă unde este deja viața aranjată. Domnule, și nu pot să-i condamn. Domnule președinte, două minute vă aparțin. Da. Nu mai scot o vorbă. Sunteți drăguță. Eu vreau să vă spun că totuși avem o emisiune în preajma sărbătorilor și aș vrea să le urez romașcanilor și în general telespectatorilor multă sănătate, fiindcă este extrem de scumpă sănătatea. Noi încă nu ne dăm seama, dar este extrem de scumpă, în primul rând sănătate și în al doilea rând ca să aibă liniște în familie, să aibă un servici și să ne vedem cu bine și la anul. În condiții mai bune. În condiții mai bune, dacă se poate. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezența noastră. Și eu vă mulțumesc și vin cu tot dragul de câte ori mă mai invitați. Vă mulțumim și o să vă mai contactăm telefonic. O zi bună. Cu drag.